În plicul pe care Irina ni-l lăsase în gentuță, aveam toate indicațiile. Trebuie să căutăm atelierul domnului Wackling din fotografia pe care Irina ne-a pregătit-o în plic. Hello! Wackling, you know where? Here, first house? Uite! Hi! Hi, you are Mr. Sarom? Yes. Hi, you are this? Yes. Yes, you are beautiful. Yes. It's not the same short. Surpriză, l-am găsit foarte repede. Domnul din fotografie era doar un însoțitor și ne-a dus la o domnișoară unde trebuia să ne arătăm abilitățile în jocul cu pietre. Am înțeles regulile. Înțelesesem și de la magazinul de star, de unde am plecat cu valijoara. Am mers destul de simplu, cu un singur săculeț. Acum... Stai și tu. Aruncă-l. Așa, bravo. Nu mai știu. Iau una și eu trebuie să iau și două. Și două, da. Până acolo. Bagă-s. Cel de-al doilea nivel era un pic mai complicat și am reușit totuși să trec și la al treilea nivel. Stage 3. E una și e trei. Am uitat de aia. La, wrong. Acum era clar că e mai greu. Am aruncat săculețul în sus, am luat trei de jos și ce să vezi, săculețul mi-a picat exact în mână, rămăsese nivelul 4 și cel mai greu. Aruncă mai sus și mișcă repede mâna. Bravo! Ah! Bine, mă, Mișu! Hello! Bravo! În dreapta, mă, las după aia! Ești tare, mă, dă, bate palma! Și fata s-a bucurat. Și eu m-am bucurat foarte mult. Mie nu venea să cred. Căutăm pe domn, ce să vezi? Vedem pe Oana și Găinușe jos în stânga, unde aud pe Oana aclamând de bucurie. Hei! Hop, deja ceva ieșise. Și atunci am zis, hopa, stai că poate și ei sunt de mânatici. Stage 1. Yes! Eram în febra jocului și am văzut în viteză cum intră Nicolae și Sorin. E, și atunci nu te mai bucuri de nimic. Ești disperat și de cele mai multe ori disperarea ta nu-ți face bine. Peste 10 ani, stage 1. Hai că poți, Ana. Am putut eu, vorba. Și ăștia sunt în spatele meu, s-ar putea să facă mai repede. Nu știu dacă sunt prima echipă, dar cel puțin eram în fața lor. Dar aici eu sunt sigur că noi putem să câștigăm un prieten. Da. Încep eu prima dată, pentru că eu știu că l-am mai făcut. Okay. Ok. Bun. Primul nivel era foarte simplu și mi-a și ieșit. Da, 2 și 3 erau cele mai grele. De fapt, era despre rapiditatea mâinii de jos. Nu. Ok. A, 2-2. Mamă, ce tare. Hai, bagă. Păi, dar ce nu atunci a zis? E perfect. Hai că aici câștigăm. Bun, stai și 3. Ah, 3-ul greu, nene, greu. Nu. Ah. Una prima dată, da, bun. Așa, 3 și una. Bun, să okay, ia. Și toate 3. Încă o dată. Now wait for. Să okay? Ok, thank you very much. Now me. Oana cu Miță era încă acolo când am terminat eu. Atât, 3. Yes! A ieșit până la urmă. La nivelul 4, ăsta din star mi s-a părut foarte simplu pentru că le strângeai pe toate. Ultima lovitură. Yes! Thank you! Thank you very much! Chiar a fost distractiv. Aici eram sigur că le luam față, eu personal. Hai repede la panou, hai! Bravo! Am încredere în totală. E 2, nu tare eu. Dragilor, un alt joc important în Malaezia nu este jucat numai de copii, ci și de adulții care fac pariuri serioase. A devenit un sport național cu federație, cluburi și competiții internațional. Este cunoscut ca învârtirea titirezului. Însoțiți-l pe judecător în atelierul de titirezuri și alegeți-vă unul de care o să aveți nevoie în timpul misiunii. Fiți atenți pentru că nu vă puteți răzgândi, vă pup suca. Ok. Am luat unul la întâmplare, că eu habar n-aveam, nu m-am jucat cu titirezul. Am luat și eu unul de acolo care era mai mare și mi s-a părut așa, un pic mai bombat, așa. Ok. Ia o sfoară. Ne-a dat și niște sfori. Și de acolo am fost preluați de un alt domn și duși la următoarea misiune.
Învârtit prima oară de poporul chinez, mititelul titirez dă ocol lumii pe masa de joc a multor popoare. Însă numai în Asia se cunoaște tehnica de rotire a titirezului cel mare. În Malaezia se numește gasin și nu e un joc, este o tradiție. După recoltarea orezului, bărbații se strângeau ca să-și testeze răbdarea și ținta, lansând titirezul cu sfoară. Cu cât se rotea mai mult, cu atât era semn de noroc și de viață îndelungată. Între timp, superstițiile s-au mai stompat, dar tehnicile de lansare s-au perfecționat, devenind ținta unor competiții naționale unde lumea se strânge să-l vadă pe gasin cel buculcaș, devenit vedetă și la sat și la oraș. Pe drumul zeilor, la Asia Express! Thank you! Thank you! Dragilor, trebuie să vă concentrați serios pentru a învăța tehnica de a învârti titerezul, pentru că va trebui să se învârte cel puțin un minut. Dar ar fi în interesul vostru să se învârte chiar mai mult decât atât, pentru că unul dintre voi va trebui să învârte titerezul și cât timp se învârte, celălalt va trebui să facă o piramidă din 55 de nuci de cocos. Dacă titerezul se oprește și colegul vostru trebuie să se oprească, poate să o ia de la început, atunci când titerezul se învârte din nou. Vă pup țuc, atunci vârți titerezul, eu fac grămadă de nuci de cocos. Un antrenor ne-a arătat cum să învârtim titirezul. Prima dată învârteam sfoara pe mână, după care învârteam sfoara respectivă pe titirez, îl țineai într-un anume fel, îl aruncai și trăgeai mâna în același timp, iar titirezul, propulsat de sfoara respectivă, începea să se învârtă. Și? Deja eram acolo, ne împiedicam unii de altii. Deci le asuflam în ceafă. Pe ăsta-l țin așa și pe ăsta-l dau așa. Să învârți sfoara pe titirez era cel mai important. Păi ce nu fac, mă, bine, mă, invers? Ah, yes, yes. Ok. You put it in our hand, yes, fii atent pe mână. Because you are right-handed, I'm right-handed, yes. Yeah. Yes. This? Yes. Cam emoții. Știu că ai emoții. Știu că ai emoții. Am ajuns echipa de pe locul întâi. Știu că ai emoții, e normal. Cum să nu fiu stresat? Că știu că suntem aproape de imunitate. Ai... Florin. Of. A, arunci și tragi. Hai, că este exercițiul ăsta. Hai. Ținea mâna pe spatele titirezului, iar eu cuprindeam tot titirezul cumva, mâna trebuia să stea doar cu un deget de partea asta a vârfului titirezului. Ok, stai în șoc. Yeah. Wow! Arunc prima dată cu titirezul, îmi iese din prima. Yes. Yes. Și ție ți iese destul de binișor. Îl faci mai bine ca mine. Mă duc eu să fac nucile? Da, nucile? Da. Hai, mă, dă-o, mă, s-o. Nu se duce, frate. Fii atent, ca să te relaxezi, ai pe one, da. Ai pe one în fața ta și pe mine. Nu te grăbi, fă-l bine. Nu prindeam schema sub nicio formă, pierdeam foarte mult timp și nici nu ne ieșea. Nu te grăbi, fă-l bine, te rog eu frumos. Bine. Please. Bineînțeles că am emoții, când sunt sub presiune, nu ies lucrurile ca și când ești relaxat. Mamă, ce bine ai făcut de două ori, ți-a mor și a treia, a doua oră le faci numai, le tragi către tine. Îi zic, bă, stai și că nu e o problemă, că doar de tine depinde dacă mergem sau nu la hotel. No pressure. Dacă nu ți-a treia, mă las să încerc eu? Da. Mama, mâine ta asta, iar trebuie să plecăm de aici, Sorina, deja. Pasă. Nu vreau presiune. Știu că sub presiune nimeni nu face treabă bună. Tu îți dai seama că unii au ajuns la Irina, believe me, ascultă-mă, este 4. Unii au ajuns la Irina. Tot, 2, 3 echipe cel puțin au ajuns la Irina. Turn left on Jalan Sokola. Ce faci, mă? Ce se face? It's ok? 500 meters. Păi lui ăsta i-a arătat altfel pe telefon. Arăta într-adevăr că e mai în spate. Și nu înțelegeam care e faza. Am mai mers, l-am mai rugat să meargă. So we have to go again the same place. Ok. Ah. Here, left. Yes. Stop here. Thank you. Am văzut steagul. Adică era pe strada principală. Huh, norocul nostru. Aia e casa, sigur. Where is Mr.